România este din nou în atenția presei internaționale. Dicot a deschis o anchetă după ce un post de televiziune britanic a prezentat un reportaj în care apar un grup de traficanți de arme români dispuși să vândă oricui are bani să le cumpere. Procurorii verifică veridicitatea informațiilor prezentate de către jurnaliștii britanici. Dicot a deschis o anchetă și face verificări pentru a vedea dacă informațiile care au fost prezentate de jurnaliștii britanici sunt adevărate. Șeful Dicot, Daniel Horodniceanu, a declarat că nu exclude o tentativă de discreditare în acest caz, deoarece la prima vedere în ancheta jurnaliștilor sunt mai multe nepotriviri. Primul fapt care ridică suspiciuni este acela că traficanții s-au lăsat filmați de jurnaliștii britanici. Un alt semn de întrebare ridică și faptul că pe materialul video se vorbește despre arme de tipul AK-47, dar armele prezentate de traficanții români par a fi unele de vânătoare. Jurnaliștii britanici de la Sky News au venit în România după mai multe luni de negocieri, unde s-au întâlnit cu grupul de traficanți de arme români. Întâlnirea a avut loc într-o pădure, unde nu era semnal la telefon, iar pe timpul întâlnirii traficanții le-au luat telefoanele și le-au încuiat în mașină luându-le cheia. Acolo, presupușii traficanți care purtau cagule pe față au scos din portbagajul mașinii mai multe tipuri de armă pe care intenționau să le vândă oricui era dispus să plătească, inclusiv teroriștilor, și le-au dat asigurări jurnaliștilor că pot face rost de mii de astfel de arme, dar și de muniție pentru ele. Armele sunt aduse în România din Ucraina, de unde pleacă mai departe către Europa Occidentală și Orientul Mijlociu. Traficanții s-au hotărât să plece după ce au aflat că jurnaliștii nu intenționează să cumpere armele. Procurorii nu au deschis deocamdată un dosar penal în acest caz, însă Dicot va lua legătura cu partenerii săi din străinătate.